În continuare avem un meci pentru centura United States și intră aici un debut, ca să zic așa, în această serie. Zaya Fett. Seamănă cât de cât cu Zaya Fett, eu cred că da. Trebuia să-i fac eventual părul mai mare, dar în rest chiar seamănă cu Zaya Fett, ce-i drept. Seamănă cu Horica al nostru. Trebuie să-i fac părul ăla mare, dar n-am găsit un păr care seamănă cu al lui. Să zicem că aici avea părul mai scurt, ok? Hai mă că există, are episoade când avea părul cam așa Zaya Fett, dă-l încolo, sigur are. Și cu o intrare pe măsură cu cea lui Big Show, pentru că de Zaya Fett și edita mai animalul. Adică Zaya Fett e drept cam are 1,90 m în realitate, nu? Că pe unde l-am văzut așa pe lângă alți oameni e... e mare! Când a fost la ghiduș, la chestia cu dulapurile sau nu știu ce avea, de trebuia să bagi mâna undeva, bă, era imens pe lângă ghiduș și ghiduș nu cred că e așa pitic. Și un meci cu un oponent pe măsură cu Batista. Uite, știu ce masiv este. Și... hai, n-are artificiu ăsta? N-are chestia cu mitraliera? N-are mitraliera, văd. Dar îmi place melodialul ăsta cu Al Walk Alone. Tân-tân, I walk alone, tân-tân. Nu știu cum are ăsta de n-a luat la steroizi, să fie clar. Deci n-ai cum să te faci în halul ăsta fără să dori steroizi. Mă rog, cum arată aici, cred că avea vreo 40 de ani, cam așa. Acum are vreo 48-49. Și nu cred că arată ca acum, ca în joc aici. Ia vă că este din ring, Zaya Fett, e frică de el. Mă rog, lasă să-și facă intrare. Nu știu cum are vene. Și chiar așa arăta și în 2010, cum... Ăsta, Batista e în 2010, era mișto să-l aibă și pe de prin 2006-2007, cam așa. Când avea chestia aia cu mitraliera și păr în cap, eventual. Bă, dar e plin de tatuaje ăsta, nu se lasă. Acum mi se pare că are barbă, dar tot chel este și în realitate, nu? Parcă fusese în filmul ăla, Guardians of Galaxy sau ceva de genul. Bun, și să înceapă aici meciul pentru centura United States. Hai steagul aici al Americii. Cred că lumea mă huiduie pe mine, că de, îți vin ăsta, cum ar zice Donald Trump, imigrant, emigrant. Care n-ai mai corect, că nici nu știu. De ăsta venind din Mexic, cum le zice la mexicani, împotriva și ăstuia care mai ești din capitală, că a zis, din Washington DC îi. Dar chiar că, capitala României contra capitala Americii, vedem care bate. Și... am doar 3 reversuri aici pe Zaya Fett pentru că săracul este mai gras și na, se mișcă mai greu. Știu că a slăbit la un moment dat, dacă vreți să-mi reproșați asta în comentarii. Știu că slăbise vreo 40 de kg sau cât avea când era gras rău prin 2015, dar a început să se îngrășească loc. Stați că vine acum și Crăciunul, cred că se face aproape la loc, nici chiar ca în halul ăla. Ce facem? Nu mai prinde? Și... hop! Deja mai am doar un reversal. Perfect acest început de meci, hai să vedem. Să sper... n-am mai încercat să joc un meci așa cu Horica al nostru să văd cam cum are și... dar na, e ceva nou. Mai bag și un ăsta care face topuri. Nu doar gameri și vloggeri. Dar mai mulți gameri cred că am băgat în seria asta cu vloggeri. Vino cu acei. Și pac. Ok, ni s-a dus bonusul ăla. Și ce avem? Samoan drop? Sau ce aici? Military press. Hai că e mișto. I-am dat lui ăsta overall-ul Big Show în 2000. Are 90 overall, Batista 92. E un oponent pe măsură. În toată seria asta m-am luptat numai cu oponenți cu overall mai mare. În caz că n-ați observat. Și când am făcut ăștia, creații de ale mele, se bată între ele. Tot așa m-am luptat cu ăla care avea overall-ul mai mic. Ca să n-aud reproși în comentarii că vai că tu joci cu ăla care are overall-ul mai mare. Ca să ai resiliency, ca să ai toate chestiile de genul. Să ieși din pin mai ușor. Să dai mai mult damage, să faci momente mai repede, să leșine arbitrul, pe cum vedeți, a leșinat arbitrul săracul. Te crezi tare, ia de aici.
He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win this match. This match certainly isn't trending in the right direction for him. He's gonna need a change in momentum. Ok, îl aruncăm aici în curs. Și l-am prins. Pac. Ce for... Mă, eu am dat pers să-l atace din fungă și ce faci, se oprește? Ia. A făcut înaintea mea. Hai, cine trebuie să găsesc punctul. Hai că l-am găsit. Gata, am ieșit. Și... Puf. Na. Hai să fac un taunt. Trebuia să fie pus alții dași, că ăștia surâți. Dar oare așa se îmbracă și ZF în realitate? Cred că da. Bă, un pic mai mare să fie avut părul și semăna LED cu Zafet. N-a de aici. Stai jos. Ăsta e match normal. Trebuia să-l fi pus tot așa no holds bar. Ca să poți să... Fac cu MG-uri și alte cucaturi, să rup mesele cu ei. Hai, vină cu a. Sau stai că l-aștept în ring și îl scot după aia. Ieși din ring. Hai că ieși eu. Încerc și eu toate MG-urile pe care le-am și nu știu ce alte MG-uri mai avea ăsta. Că i-am dat direct copii de la manevrele lui Big Show. Stai jos. Hai, rupe comentatorilor masa. Mă bag o dată în ring ca să... Se reseteze numărătoarea că e la 5 și ies acum din nou. Nu că e 6. Vă pun la loc aici. Hai, sus pui de urs. Opa! De ce l-a aruncat în apron? Că am selectat să-l arunce în masă. Acum iar trebuie să-l iau să-l pun acolo, nu mai stau să o rup și pe aia. Hai, treci în... M-a aruncat el. Bă, și m-a aruncat bine. Așa, ies din ring și mă bag la loc. Resetez numărătoarea ca să nu se termine prin count-out. Mă, cu ăsta o să-mi mișc mai greu. Că na, fiind cu manevrul Big Show, vă dați seama că e mai greu. O, ce bine m-a prins. Too fast, etena. Bă, am apăsat, dă-te dracu de joc, că mă enervează. Mai are chestii ce trebuie reparate jocul ăsta. Iar trebuie să mă bag în ring să ies. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all. Not after the beating he's taken. Tot ăsta mă aruncă. Au. Ne. Treci în masă. N-a trept în masă. Îl mai ridic o dată. Treci în masă, am zis. Mă aruncă el. Nu mai am nici reversal. Ah, se bagă ring, ok. Ia vină cu a... Uite! Puff. Și ieși mă din ring, măi, șervețel. Headbutt, bun. E că mă duc să rup și cealaltă masă, cască nu vrea să-l trec prin aia, poate vrea în cealaltă. Eu am ceva cu mesele astea, mai ne băgam naibii, mergi cu mese, dar mi-era că se rupe prea repede. Dacă era să-l fac mai greu pe ăsta, puteam să fac, să rupă ringul cu mine, cred că sigur are abilitatea asta Batista la ce mușchi are, să rupă ringul, dar e prea greu, e prea ușor, pardon, să ai fet. Hai, chokeslam! Direct prima asta comentatorilor un chokeslam. Wow.
The champ looks to be in phenomenal shape. E fenomenal, stai că nu-s cu AJ Styles aici. Bringing it back into the ring. And he's heading back in. A întors aici șervețelul nostru. Așa, flexează-te cu mușchii. Slowing things down, I like it. Good game plan. Ain't no stopping him now. Am apăsat pe... He wants to do this in the ring. Mă bagă în ring acum Batista, văd. Oh boy, he is wrong. Nici nu știu cât e scorul între victoriile mele cu Wrestler Crash de mine și... Ăștia-i WWE-ului. Să țină careva cont în comentarii. Cred că-mi pregătește acum Batista bombul. Futu-ți gura mătii de joc. Că a dat să dea o dată, am apăsat pe fâși și am apăsat bine. Mă, dar puțin damage a dat. Bă, da, da, puțin damage, ați văzut și voi nu prea m-a damage-uit mult. Bine, fiind asta cu rezistența lui Big Show, vă dați seama. Ia mă, pot să ies? Cred că pot. Da, pot să ies. Hai, Horică, hai că poți. Careva câte manele pe stradă, bun. Hai că dau de aici, din nou aici leg drop-ul. Fac șunta în sus, hai. Vino cu ala chokeslam. Hai din reluarea. Și chokeslam. O fi suficient? Se pare că da. De mi-a dat și el un Batista pump. A fost un meci cât de cât echilibrat. Și aici manevra ce mi-a dus victoria. Acum atacă Chris Jericho din 2000. De ce mă atacă toți? Nu știu. De fiecare dată când câștigat, văd că am fost atacat. Mă, dar nu pot. Poate omul se bucură liniștit aici de victorie. E, mă, ciuși la tavă. Chris Jericho is really applying pressure now, guys. Și îmi dă și Wozu. There it is, it's locked in. The walls. This one is over. De ce mereu trebuie să fiu atacat? De ce? De ce faci una ca asta, jocule? De ce? De ce?